În ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență s-a luat decizia, în urma acestei evaluări, de propunerea a prelungirii stării de alertă cu încă 30 de zile, începând cu 15 octombrie. Obligativitatea purtării măștii în funcție de incidența numărului de cazuri este una dintre măsurile luate de autorități. Acolo unde incidența este sub 3 la 1000, purtarea măștii va fi obligatorie în zonele aglomerate, inclusiv în zonele pietonale, zonele unde sunt zone de așteptare. Atunci când incidența depășește 3 la 1000, purtarea măștii va fi obligatorie în toate spațiile deschise. Cât privește programul de funcționare în restaurante și sălile de spectacol, acolo unde incidența este sub sau egală cu 1,5 la 1000, ele vor funcționa cu capacitatea de 50%. Atunci când incidența depășește 1,5 și este până la 3 la 1000, vor funcționa cu capacitate de 30%, iar programul va fi redus până la orele 23. Atunci când incidența depășește 3 la 1000, activitatea va fi sistată. Raed Arafat a precizat că evenimentele private vor fi interzise. Evenimentele private, cum ar fi nunți, botezuri, aniversări, mese festive, în spațiile deschise, precum și în spațiile închise, sunt interzise pe plan național pe următoarea perioadă, până vom observa o scădere a numărului cazurilor. Conform șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, la astfel de evenimente, participanții nu poartă mască de protecție și nu respectă distanțarea socială.